decernarea Premiului Național. Onorată asistență, bine ați venit la ceremonia de decernare a Premiului Național ediția 2023. După cum știți, anual Guvernul acordă premii personalităților și colectivelor proeminente din țara noastră care, prin munca depusă de-a lungul carierei lor, reușesc să pună în valoare știința, arta, literatura, sportul și muzica, contribuind astfel la dezvoltarea țării, la consolidarea societății, la promovarea valorilor naționale dincolo de granițele Republicii Moldova. Și în acest an, laureații au fost selectați de către Comisia pentru decernarea Premiului Național, prezența căreia o salutăm aici. Înainte de a-i cunoaște pe laureații din acest an, îl invit la microfon cu un cuvânt de salut pe prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean. Eu doar pot să spun foarte scurt că sunt privilegiat, anume eu, să pot să vă înmânez acest premiu, să fi condus comisia care v-a selectat. Și să știți că am emoții. De ce? Pentru că îmi doresc foarte mult cei ce o să celebrăm astăzi să ajungă la cel puțin un miliard de oameni, un miliard de oameni care ne sunt prieteni foarte apropiați și să ajungă și la ceilalți 5 sau 6 miliarde de oameni care nu neapărat au auzit despre Republica Moldova. Iar dumneavoastră sunteți cei care ne puteți ajuta cel mai mult, ca despre Republica Moldova să afle toată lumea, toată planeta. Acum, eu mă simt foarte bine atunci când oamenii din Republica Moldova au acest talent extraordinar să producă fie opere de artă, fie opere tehnologice care bucură oamenii, care îmbunătățesc viața oamenilor și care știu cum să formeze viitorul Republicii Moldova și nu doar. Eu vreau să vă felicit din toată inima cu aceste performanțe, încă o dată să încurajez toată lumea să poată să creeze, să poată să adauge valoare în orice domeniu s-ar afla și toată lumea să se simtă mândră pentru aceste creații, indiferent de domeniul în care vă aflați. Vă mulțumesc tare, tare mult pentru că sunteți oameni creativi. Domnul prim-ministru, vă rog să rămâneți în față pentru a amâna distincțiile. Așadar, Premiul Național se acordă domnului Ion Borș, producător, regizor. Și doamnei Mariana Starciuc, scenaristă, decana Facultății Artă Teatrală, Coregrafică și Multimedia a Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, pentru originalitatea filmului Carbon, pentru promovarea imaginii Republicii Moldova, dar și pentru dezvoltarea domeniului cinematografic. Bună seara tuturor! În numele echipei de creație și în numele producătorilor filmului Carbon vrem să mulțumim statului pentru acest premiu. Statul a fost primul partener economic al acestui proiect și asta a fost foarte important pentru că la început este doar o idee și e cel mai greu să crezi în ceva. Totodată vreau să mulțumesc Ministerului Apărării care a fost alături de noi și Inspectoratul General de Poliție care timp de o lună jumătate ne-a suportat și ne-a ajutat cu tot ce am avut nevoie. Mulțumim frumos! Mulțumim frumos! Acest premiu ne motivează să facem în continuare lucruri frumoase aici acasă. Mulțumim! Vă mulțumim și noi tare mult pentru tot ceea ce faceți. Imortalizăm momentul. Premiul Național se acordă artistului plastic Vladimir Paramarciuc,
pentru activitatea prodigioasă, limbajul metaforic și simbolic al operei, care este în evidență prin conjugarea elementelor artei populare cu elemente inovatoare ale artei contemporane, organic inserate în structuri plastic tradiționale, dar și pentru promovarea valorilor culturale pe plan național și internațional. Vă mulțumim și noi, Premiul Național se oferă doamnei Larisa Turea, scriitoare, dramaturgă, maestru în artă, pentru lucrarea Cartea Foametei, care evocă atât mărturiile supraviețuitorilor, cât și prin documente de arhivă originale fenomenul foametei postbelice în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească ca instrument de reducere a rezistenței față de regimul sovietic. Eu mulțumesc mult pentru această apreciere a unei unci de 40 de ani și sper că aceste schimbări de mentalitate care au survenit în urma înfometării organizate a populației dintre Prut și Nistru să fie totuși scoase în lumină pentru a ne trata. Este un șoc traumatic de care nu ne-am tratat, o umilință care mai persistă și astăzi în mentalitatea colectivă. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și noi! Premiul Național, ediția 2023, se acordă doamnei Nina Korczynski, doctor habilitat în filologie, conferențiar universitar, critic și istoric literar, directoarea Institutului de Filologie Română Bogdan Petricei cu HD-ul, pentru lucrările de critică literară scrise cu abnegație și pentru activitatea prodigioasă în domeniile culturii și științei filologice. Onorată asistență, scurt, vreau să adresez sincere mulțumiri tuturor celor care m-au onorat cu încrederea și aprecierea lor. Mulțumesc literaturii române, care îmi ține vie creativitatea și inspirația, și dedic acest premiu memoriei mamei mele, Viorica Mahler, cea care a fost ghidul meu spiritual și uman și care în scurtă ei viață a făcut lumea din jur mai frumoasă, mai luminoasă, mai bună. Mulțumesc! Vă mulțumim! Premiul Național se acordă domnului Nicolae Eleahu, doctor în filologie, conferențiar universitar, poet, critic, director al școlii doctorale de filologie, Facultatea de Litere a Universității de Stat Alecu Ruso din Bălți, pentru opera Omnia. Ce să spun, un cuvânt de mulțumire tuturor oamenilor care m-au format și sunt atât de mulți încât n-ar putea să fie pomeniți cu toții aici, dar gândul meu este întotdeauna la ei și spun lucrurile acestea pentru că cu toții trebuie să aruncăm priviri peste umăr către cei care au pus umărul la împlinirea noastră. De asemenea, țin să mulțumesc contribuabilului, cetățeanului de Republica Moldova care susține acest premiu și țin să mulțumesc limbii române, care ne menține în viață, ne menține starea de spirit, ca să facem ceea ce este de făcut în această țară și în această parte de lume. Mulțumesc! Vă mulțumim! Premiul Național ediția 2023 se oferă doamnei Ilona Stepan, conferențiar universitar, director artistic și prim dirijor al Capelei Corale Academice Doina a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, prim dirijor al Corului Național de Cameră al Sălii cu Orgă, artist al poporului, pentru activitate remarcabilă și profesionalism înalt. Atât a citit, nu pot să mă spun. Eu vreau să felicit pe toți cei care astăzi sunt laureați. Mă bucur foarte mult de așa o companie frumoasă în care sunt. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru apreciere și juriul și pentru această apreciere și vreau să vă spun, cred că cea mai mare fericire este să fie apreciat acasă. Vă mulțumim! Premiul Național se acordă domnului Vyacheslav Sambriș, regizor, maestru în artă, director artistic al instituției publice Teatrul Republican Luceafărul, pentru înaltă maestrie, promovarea imaginii teatrului, a artei, spectacolului și a culturii în țară și peste hotare, precum și pentru realizările deosebite în montarea spectacolelor.
Mulțumesc tuturor, mă bucur și eu că fac parte din această listă a oamenilor care contribuie la dezvoltarea țării și, într-adevăr, este foarte frumos să fie apreciat acasă. Mersi mult, sănătate tuturor! Mulțumesc. De premiul național se învrednicește și echipa Centrului Național de Tehnologii Spațiale a Universității Tehnice a Moldovei, formată din Viorel Bostan, profesor universitar, doctor habilitat în tehnică, rector, cercetător științific principal, director de proiect, dar și Nicolae Secrieru, conferențiar universitar, doctor, cercetător științific coordonator, Valentin Ilco, cercetător științific, laureaților se alătură Vladimir Melnic, cercetător științific, care face parte din aceeași echipă. Alexei Martiniuc, cercetător științific. Și Vladimir Vărzaru, cercetător științific, care primesc premiul pentru dezvoltarea și lansarea nanosatelitului Republicii Moldova Nanosat cu misiuni de cercetare de la Stația Spațială Internațională și pentru monitorizarea, postoperarea și promovarea tehnologiilor spațiale. Vă rugăm, domnule prim-ministru, dragi colegi, dragi laureați, pentru noi este un lucru extraordinar să ne aflăm astăzi aici, fiindcă așa este civilizația noastră, de obicei cercetători și ingineri mai puțin se află în lumina reflectoarelor, poate cu excepția lui Elon Musk. Și noi considerăm acest premiu și ca un semn că ingineria în Republica Moldova este apreciată și că are viitor. Iar faptul că aici alături de mine și domnul profesor Secrieru se află acești patru tineri extraordinari arată că aceste cercetări vor continua Republica Moldova, fiindcă fără de ei, sincer să vă spun, nu cred că am fi reușit să ajungem astăzi aici. Vă mulțumesc! Stimate prim-ministru, onorată asistență, vă mulțumim pentru un altă apreciere. În numele echipei și vreau să spun câteva vorbe. Deci primul astronaut, Neil Armstrong, când a ajuns pe Lună, a spus: am făcut un pas de om care prezintă un salt enorm pentru umanitate. Privindu-ne pe noi, realizarea noastră, eu l-am parafrazat, am spus că am făcut și noi un pas care prezintă un strop de apă într-o mare, la care domnul profesor Ion Hulban mi-a reproșat să știi că uneori și un strop de apă salvează o viață. Deci, în fine, aș dori ca munca noastră, efortul nostru să nu fie în zadar, să fie un imbold pentru tinerile generații, să continuă această activitate în acest domeniu. Este un domeniu foarte interesant și foarte util pentru viitoarea economie. Vă mulțumim mult! Vă mulțumim și noi! De asemenea, premiul național se acordă în acest an și departamentului Telefilm Chișinău al companiei Teleradio Moldova. Îi invităm în față pe Mircea Surdu, director. Leonid Melnic, vicedirector și producător. Eugeniu Popovici, regizor principal. Lucia Tăut, redactor. Și Roman Gațcan, cameraman, pentru abordarea inovativă, perseverență și abnegație în activitate. Contribuție substanțială la dezvoltarea societății, la promovarea principiilor moral-umanitare, dar și la consolidarea valorilor, a patrimoniului și a imaginii Republicii Moldova.
Eu vreau să vă mulțumesc foarte mult. M-am înroșit pe față, la mine la țară se spune că atunci când te înroșești pe față, cineva te vorbește de rău. Sper că nimeni nu m-a vorbit de rău în această sală și toată lumea se bucură. Mulțumesc în primul rând echipei. Fără ei, în 5 ani de zile, n-am fi făcut un drum de la zero la ceea ce suntem acum. Mulțumesc celor care ne-au votat și mai ales le mulțumesc celor care nu ne-au votat, pentru că asta trebuie să se întâmple într-o democrație, să se bată ideile și nu găștile, și sper că așa e în Republica Moldova. V-aș ruga, dacă mai rămâneți, mai multă transparență, să vedem în cazul premiilor naționale, pentru că asta contează pentru mine ca jurnalist, deși premiul l-am luat ca cineast. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. Pe final îl invit în fața dumneavoastră pe ministrul culturii, domnul Sergiu Prodan, care este și vicepreședintele Comisiei pentru Decernarea Premiului Național, pentru un cuvânt de felicitare. Stimate domnule prim-ministru, dragi laureați, doamnelor și domnilor, este un moment într-adevăr emoționant. În sfârșit, noi am înmânat premiile unui colectiv de laureați extrem de valoroși și vreau să spun doar un singur lucru. Nu doar Premiul Național face cinste laureaților, ci și laureații dau greutate, cinste și valoare Premiului Național. Vă mulțumesc din suflet și cu ajutorul dumneavoastră, cu plus valoarea care o duceți dumneavoastră Republicii Moldova, Premiul Național în fiecare an prinde tot mai multă valoare, importanță și prestigiu. Vă mulțumesc și felicitări! Vă mulțumim și domnule ministru, onorată asistență, dragi laureați, vă invităm pentru o poză de familie afară pe scările guvernului.